o salată țărănească românească. Salutare, prieteni, și bine ați venit la o nouă ediție Mixum. Iar e vară, iar e cald, iar nu facem focul, iar facem salată. O să vă satur de salate, nu că ar fi ceva rău. Salata este o mâncare extraordinară. Dacă puteți avea o masă doar dintr-o salată, e foarte bine. Dacă nu, puteți să o aveți ca o... un side dish, ca o salată lângă un fel de mâncare principal. Ceea ce vă fac astăzi, eu o mănânc ca fel principal de mâncare. Este o salată sățioasă, cu tot felul de legume, cu brânză, o salată țărănească românească. Bucurați-vă de bogăția legumelor românești. Vă spuneam că facem salată țărănească românească. Aia este o adunare generală. Avem aici roșii, ardei, castraveți, ceapă, ceapă roșie, ceapă verde, mărar pentru gel, brânză, telemea de capră. Eu o prefer mai fărâmată cu mâna. Așa îmi place mie să rup din ea bucățele. Mi se pare că e mai estetică într-o salată. Zeamă de lămâie, ulei de măsline. O să facem și un dressing cu care să îmbrăcăm toată salata, să o ridicăm la un alt nivel. De fapt, aici vreau să vă rog să așteptați până la dressing. Niște legume tăiate și amestecate face oricine. Felul în care le asamblăm și dressingul pe care îl punem deasupra și îmbrăcăm totul, acesta ne asigură gustul de sus, un gust pe care îl putem ridica mult peste un simplu amestec de legume. Etapele: tăiem toate legumele, vă povestesc din mers ce fac și la final dressingul, da? Roșiile. Roșiile de grădină nu arată deloc ca cele din reclame sau ca cele din supermarket. Sunt cu imperfecțiuni, cu crăpături, sunt coapte la soare, sunt mai pătate, dar gustul și mirosul de roșie de grădină nu are egal. Credeți-mă că ceea ce vă spun acum și ceea ce vă arăt acum, poate că nu arată la modul perfect acea roșie din reclamă, dar când o mirosiți și gustați din ea, s-a terminat. Roșie. Roșie cu gust și miros de roșie. Aici vreau să insist asupra unui lucru. Am văzut, sunt critic de felul meu, știu, am văzut o grămadă de recomandări ale unor oameni care spun că fac salată și spun tocați roșiile mărunt. De ce? Le dați la găini? Faceți ciorbă cu ele? Faceți o tocană? Cum adică tocați roșiile mărunt și ce, le mănânc cu lingura? Roșiile la salată se taie feili, nu tocată, ca de dat la găini. Vreau să vă mai arăt ceva. Cuțitul de roșii eu îl folosesc pe cel cu lamă zimțată. Dacă vă luați și unul de calitate, nu aveți treabă. Veți tăia foarte bine. Iar roșiile, după cum v-am zis, tăiate feli. S-a și putut tăia roșiile cu oricare dintre cuțite, dar cu acesta este o plăcere. Se taie foarte bine, foarte curat. Sare. N-au nicio legătură cu ceea ce cumperi din supermarket. Niciuna. Curățenie. Cei care ați mai făcut o salată în viața voastră, bănuiesc că intuiți deja de ce am început cu roșiile, de ce am tăiat prima dată roșiile. Urmează să punem sare. Eu, ca român mâncător de roșii, dacă nu am zeamă în salată, aceea este o salată ratată. Roșiile trebuie să-și lase acea zeamă savuroasă care se amestecă cu zeama de la celelalte legume, cu dressingul pe care îl adaug, cu uleiul de măsline, și creează acea nebunie de gust, pâine în sosul de roșii. Fără asta, salata de roșii pentru mine nu există. Țărănească, grecească, modelul meu, o să le vedeți pe toate, dacă nu le-ați văzut deja. Nu concep să am o salată fără zeamă în ea. Sare. Sare, nu un pic de sare. Sare. Încă o dată, a mea oară. Sare românească de mină. La roșii, la legumele noastre, sarea de mină și încă un pic. Neiodată, netratată, nenimic, sare pură.
că e mai neagră, mai are un pic de nisip. Na, ultima problemă. Mai bine puțin nisip decât chimicalele, nenorocirile care se găsesc. Vreau să amestec un pic roșiile. Să-și ia sare. Și acum nu fac altceva decât să le las în pace. Lăsate în pace, cu sarea pe care am pus-o, vor lăsa zeama. O vor elimina din pulpă și o să o avem în castron. Până atunci avem ce face. Doi castraveți. Aici vă trebuie un cuțit bun și o super îndemânare la tăiat castraveții în felii mici. Fiți atenți! Voi credeți că la restaurante stă cineva să toace la, cum vedeți în filme? Atenție cu minunea asta, că taie ceva de speriat. Și ia uitați ce felii frumoase și egale am eu aici. M-ar invidia orice bucătar chinez care a făcut 5 ani de școală de tăiat legume. Și dăm deoparte. Vreau un ardei roșu, vreau un ardei alb, galben, iarăși. Cei din grădină nu stă în reclamă niciodată. Îi vreau fără semințe. Schimbăm cuțitul. La fel și la ardei, la fel ca la roșii. Foarte multe recomandări le-am văzut pentru tocat mărunt, cu bulețe. 3 mm. Pe bune? Ardeiul în două și feliuțe lungi, feliuțe lungi, feliuțe. Felie pe care poți să o iei cu furculița. Dacă îl tai cu bulețe de 5x5 mm, cum mama ciorii îl iei pe ăla cu furculița? Am zis că mi-am luat o cător mare, dar tot nu-mi cap. Punem și ardeii lângă noi. Acesta este mare să-l facem în două și îl facem în trei. Dar tot trebuie să ne iasă niște bastonașe, așa, la 2 cm lungime pe 50 de cm. Vreau și ceapă verde. O să pun două fire de ceapă verde și o ceapă roșie. Și ceapa verde o tai la 1 cm, cât să poți să înfici furculița în ea. Ghiciți, nici ceapa nu se toacă mărunt. Notoc eu, voi faceți cum vreți. Eu o vreau tăiată semicercuri. Din jumătăți plec în lungul ei și apoi când o desfac, ia uitați-vă ce semicercuri faine am. Sunt mari, dar sunt plăcute. Se vor desface oricum când amestecăm salată. Știu că ați văzut cu toții metoda savantă de făcut dressing-ul cu borcănașul. Să nu ne prostim. Mult mai comod așa. Vreau o lămâie. Ce era să fac? De fapt, zeama de la o lămâie o vreau. Ce era să fac? Morcovul. Am un morcov. Vreau să-l dau și pe acesta. Să-l tai și pe acesta profesional la cuțit. Bine că am cuțite bune. Și un lung. Cât mai lung, cu tăietoarele fine, ca să scoatem acest gen de bastonașe. Da? Cât 4 cm lungime și au 3x3x3 mm. Sunt foarte fain de amestecat în salată, sunt crocante, dulceața și aroma morcovului sunt foarte bune. Cel mai important este să nu ne rănim cu minunea asta, că taie degetele din rădăcină. Atât a rămas din morcov. Bastonașe minunate de pus în salată. Dressingul pe care vi-l recomand azi este doar o idee. Nu este rețeta de dressing, rețeta originală bătută în cuie cu cantități cu... Totul este aproximativ, totul este la ochi, totul este după cum vă place, după cum vă pică vouă bine. Important este să vă bucurați de ceea ce mâncați, nu să știți că ați făcut-o matematic. Nu o să vă iasă niciun rahat dacă o faceți matematic. Baza lichidului este dată de sucul de lămâie și uleiul de măsline. Rețeta clasică, sunt foarte de acord, o treime acid. O parte acid, trei părți ulei. Avem o
zeama de la o lămâie, completăm cu ulei de măsline, cam așa, sare, roșiile și restul legumelor vor cere sare, nu vă sfiiți să puneți sare că o salată nesărată, nu vreau să fac comparații. Vreau 2 căței de usturoi, știu, dacă mâncați la prânz o să vi se pară că o să mirosiți că nu știu ce. Zeama de lămâie ajută mult la anihilarea, nu îl scoate de tot, dar mare parte. Dacă îl striviți, îi crăpați și coaja și îl curățați mult mai ușor. Vreau piper, dar vreau piper. Ce să zic, o jumătate de linguriță. Ca să ducem totul mult mai sus, zatar, zatarul de care v-am spus, minunea condimentelor, v-am tot povestit de el, cumpărați-vă zatar, îl găsiți online, îl găsiți prin magazine, cam o linguriță și sumac. Tot cam o linguriță. Tot Orientul, sumacul se folosește foarte mult în salate și e foarte motivată această folosire. Este excepțional la gust. Mai vreau niște pătrunjel, doar ca să ridic un pic gustul dressingului, pentru că pătrunjel și mărar tocate vom avea și în salată. Un minut. Și lăsăm în pace deocamdată. Mărar și pătrunjel. La o salată țărănească nu ai cum să nu pui mărar și pătrunjel. N-ai cum. Nu mai e salată țărănească românească. Și vreau mărar mult. Mărarul este unul dintre preferatele mele, dintre condimentele verzi preferate și verdețuri. Aș pune în orice mărar. Mărarul puteți să-l tăiați fin. Chiar recomandat. La fel și pătrunjelul. Și dacă rămân frunzele mai mari, nu lăsați codițele să scape mai mari, că sunt deranjante. Pătrunjel, mărar, ceapă roșie, castravete, ardei roșu, ardei galben, ceapă verde, morcov, unde punem ardeiul iute. Puteți să-l tocați mărunt la cuțit și să-l băgați în salată. Eu tocmai m-am hotărât să-l bag în dressing, să se acopere egal gustul. Sunt cam otrăviți, nu o să pun unul întreg, atât. Nu trebuie să fie iute, să iasă salată mexicană, dar puțin gust de iute e chiar bun. Dacă vă place iutele, dacă nu vă place, puneți mai puțin, dar puneți. Puneți cât să dați măcar o tentă. Ridică mult gustul, e foarte bun și e și sănătos, mai ales pe căldură. Digerați mult mai repede dacă mâncați iute. Vârful pe care l-am tăiat eu nu are semințe, altfel le-aș fi scos. Mai vreau o dată blenderul. Mamă, cum miroase până acum. Și cu iutele o să fie ceva de vis. Și acum ardeiul este tocat și bine distribuit în toată salata. Ce avem noi aici? Între timp, sarea a lucrat și haideți să vă arăt ce s-a întâmplat în casă. O vedeți, da? Vedeți câtă zeamă și-au lăsat roșiile. Și continuăm să adăugăm ingredientele. Morcov, nu există ordine, nu. Le faceți cum vreți. Punem morcovul. Avem grijă să mai separăm dacă au rămas prinse bastonașele între ele. Aveam o sculă de adunat toate astea, dar nu știu pe unde am pus. Ceapă verde, ardeiul și roșu și galben, castraveții. Cine crede că există o ordine în care se pun să se abțină, ceapa și o și desfac ca să nu rămână bucățele din mână, pur și simplu. Și verdeața. Deasupra pun brânză. Este un aport proteic bun la această salată. V-am zis că îmi place să fărâm brânza cu mâna. Iarăși, la brânză, nu este neapărat să folosiți telemea de capră cum folosesc eu. Puneți ce brânză vreți voi. Eu mai folosesc uneori telemea proaspătă de vacă, mai folosesc și telemea veche de oaie sau proaspătă de oaie sau ce brânză bună am atunci acasă. Nu e
Wow, trebuie neapărat să folosesc nu ce. Acum, minunea asta aromată pe care am făcut-o, o turnăm peste toată salata. Trebuie să avem suficient dressing, dar să nu încărcăm foarte mult, să nu facem o ciorbă. Amestecăm și avem aici toate culorile, toate aromele, toate gusturile. Aromele sunt intense, atât de la legume, cât și de la verdețuri și condimentele pe care le-am folosit. Este o salată de 4 persoane, așa că o să o împart în boluri, ca să vedeți și forma finală. În bolurile individuale se pune cu polonicul, că de asta am așteptat să se lase zeama. Pentru asta am făcut salata din cele mai coapte roșii din grădină, ca să avem zeamă și să o împărțim tuturor. Ia uitați câtă zeamă am aici. Acesta este produsul final. O salată cu de toate. O salată țărănească, românească, cu legume de grădină și vreau neapărat să o și gust. Mi se pare că nu are ulei suficient, așa că mai vreau ulei și pe toată salata. Mergea și mai mult dressing. Dar uleiul de măsline, care este foarte sănătos, nu levitați. Folosiți cu încredere. Este foarte bun, foarte sănătos. Dacă vă luați un ulei de măsline bun. De măsline, nu ulei verde. Neapărat. E plină piața de ulei falsificat. Eu îmi cumpăr de fiecare dată, de vreo două ori pe an merg în Grecia și îmi cumpăr de fiecare dată câteva bidoane de ulei de la, direct de la ferme. O pâine mai prăjită cu usturoi și oregano merge minunat cu salata noastră. Haideți să vedem ce am făcut aici. Vreau puțin spațiu să ajung la sos. Am mai auzit povești de la prieteni cum că eu aș face această salată pentru sos. Și pentru sos. Și salata este foarte bună, dar sosul e ceva ieșit din comun. Îmi plouă în gură, nu pot să vorbesc. Se amestecă gusturile în timp ce mănânci. Salata, dacă o lăsați o oră la frigider, e mult mai bună. E mult mai bună. E un privilegiu să ai legume din, nu-s neapărat din grădina mea. Eu nu am timp să cultiv legume. Eu am doar 3 verdețuri și condimente prin curte. Dar știu exact de la cine cumpăr din Dobrogea. Cunosc oamenii, mă duc și văd grădinile, văd cu ce stropesc. O să avem o poveste în zilele următoare despre legume și cum le spălați. Pentru că nu întotdeauna ceea ce cumpărați din piață este ceea ce credeți voi că ar trebui să fie. De multe ori chiar și legumele din piață sunt pline de chimicale. De aceea vă recomand să studiați puțin oamenii care produc. Aveți o relație cu ei, stați de vorbă cu ei, mergeți la în curtea lor, pe câmpul lor, vedeți unde își fac aceste legume și vă dați seama și singur dacă puteți să cumpărați sau nu de la ei. Dragii mei, vă mulțumesc pentru vizita pe canal. Subscribe dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut și vreți să mai vedeți și alte rețete. Am să vă dau o mulțime de rețete din Dobrogea, tărâmul peste care au trecut 10 de popoare și de etnii și care și-au lăsat puternic amprenta în gastronomia și cultura locală. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare!